Domnule Pătrășcanu, spuneți-mi, cum ați ajuns dumneavoastră un comunist în cercul palatului? Cine v-a ajutat? Eu sunt văr primar cu Ulea, care lucrează acolo. El m-a ajutat foarte mult. Ei cu ale lor, noi cu ale noastre și acum iată-ne în aceeași oală. Da, dar nu pentru multă vreme. Trăim un moment istoric și n-avem dreptul să-l pierdem. Cine acționează acum, pune mâna pe putere. Domnule Bodnaraș, se zvonește că la Cernăuți sovieticii pregătesc un guvern comunist. Știi ceva de asta? Am auzit ceva, dar n-am confirmarea. Există trei variante. 1. Împreună cu regele încheiem armistițiul, înainte de bătălia de pe Siret, varianta care ne avantajează pe noi, cei de aici din țară. 2. Armistițiul nu se încheie. Rușii rup frontul și ocupă Bucureștiul. Varianta care avantajează guvernul de la Cernăuți. Și 3. Armistițiul îl încheie Antonescu și atunci cu greu vom mai putea ridica capul. Și-a anunțat că după amiază și te aștepta la palat. Bine, mulțumesc. Semn bun. Nu, pe aici. Te cam lași așteptat. Cu libertatea mea de mișcare, să trăiți, majestate. Bună ziua, domnule Pătrășcanu. Vă rog să mă iertați, domnilor. Continuă, domnule general Sănătescu. Majestatea voastră a fost informată cu privire la planul existent pentru asigurarea ordinii publice în caz de tulburări. Totul va depinde sire de factorul surpriză. În extremis se va putea conta pe permisionarii retrași de Antonescu de pe front. Sunt sigur că vor răspunde la primul apel. Ce vă spuneam? Și-a pregătit și funia cu care poate fi spânzurat. Baroane, te-am rugat. Deocamdată mareșalul vrea să se ocupe personal de frontul Moldovei. Schimbă strategii, face noi numiri. Mă rog, el e comandantul armatei. Domnule general Vasilie Urășcanu, conform Constituției, capul armatei nu poate fi decât majestatea sa? Care Constituție, domnule Brătianu? Că suntem în plină dictatură. Asta vroiam să știți. Că la ora asta mareșal Antonescu se află la comandamentul generalului Frisner din Slănicul Moldovei, unde stabilește planul de luptă. Nu avem decât o soluție. Să-l chemăm aici. Conform planului, trupele germane se retrag pe linia Siretului, acoperind astfel spatele celor 20 de divizii românești, care trebuiau să reziste măcar 2-3 zile. Am crezut că pe teritoriul propriei țări, armata română va lupta cu mai multă convingere. Dimpotrivă, ofițerii refuză lupta, iar Iașiul a căzut fără niciun fel de rezistență. Am făcut o analiză a situației frontului cu toți comandanții. Am fost informat că ați vorbit generalul dumneavoastră de trădare, de curte marțială, dar ați greșit spunându-le. Dacă acum vă gândiți la o soluție politică, aceasta e de competența mea și nu a dumneavoastră să o am în vedere. Sunteți bine informat. Confirmându-le această posibilitate, i-au intrat și mai mult în panică, nefiind dispuși să moară sau să cadă prizonieri în ultimele zile ale războiului. Îmi permit să vă spun, domnule mareșal, că dumneavoastră trebuie să vă temeți mai mult de generalii dumneavoastră decât de politicienii de la București. Domnule Maniu, dumneavoastră îl cunoașteți pe mareșal mai bine decât mine. Chiar credeți că angajamentul față de Hitler l-ar putea reține în semnarea armistițiului? Într-adevăr, majestate, dintre toți cei de față, eu îl cunosc cel mai profund. Tocmai de aceea am ținut ca el să semneze armistițiu. El a vârât țara în războiul ăsta, apoi el s-o scoată. Și totuși, mareșalul insistă să-l anunțe pe Hitler înainte de a încheia armistițiul. Așa se iese dintr-un război? Dintr-un război se iese greu, atunci când victoria nu ți-aparține, majestate. I-am scris zeci de scrisori și memorii lui Antonescu din momentul în care s-a angajat alături de Hitler dincolo de eliberarea Basarabiei și a Bucovinei de Nord. I-am spus-o, pentru Dumnezeu, nu face asta! Și el a făcut-o. Și domnul Brătianu i-a scris scrisori. Totuși, e de datoria mea să mai încerc o dată.
Mâine voi fi la el, majestate. Dacă nu scăpați acum de el, majestate, veți rămâne mai departe în umbră, în timp ce el va trece alături de aliați. A stat alături de Hitler și de Mussolini. Veți face dintr-un om sfârșit un om și mai puternic și mai primejdios. Dacă îi cedăm și acest rol, nu mai scăpăm de el niciodată. Trebuie eliminat. Sunteți tineri, sânge fierbinte și sete de putere. Dar nu vă condamn pentru asta. Toți vrem o schimbare, majestate. Mai întâi de toate o vrea poporul, excelență. În chestiunea asta se înfrățesc apa cu focul și diavolul cu bunul Dumnezeu. Iată eu, fruntaș al național țărăniștilor, m-am întâlnit de 4 ori cu domnul Pătrășcanu, lider comunist. De 5 ori, excelență. Toate pentru mine memorabile. Mulțumim, dragă domnule, numai puțin pentru mine. Cu toate că s-ar putea să plătim cândva. Dacă ține să-l săriți pe Antonescu, eu totuși aș vrea să mai stau o dată de vorbă cu el. Poate răspunde la propunerile venite de la Stockholm. Aveți în vedere povestea cu doamna Kolontai, ambasadoarea sovieticilor? Sau cu un posibil armistițiu încheiat de Antonescu? Nu e chiar o poveste, domnule Titel Petrescu. Am folosit și eu canalul acela. E clar că anglo-americanii lasă toată inițiativa sovieticilor în ceea ce privește România. Preferatul aliaților în ceea ce privește semnarea armistițiului, în afară de mine, bineînțeles, este Antonescu, domnilor și majestate. Da, da. De ce? Pentru că el este șeful guvernului, el este șeful armatei și el îi cunoaște cel mai bine pe nemți. Deci, el poate asigura transformarea cu minimum de riscuri. Și mai e ceva, domnilor. Antonescu este singura persoană din țara asta pe care Hitler o respectă. Vom dovedi că nu e așa. Și ce facem dacă mareșalul refuză? Ca alternativă, noi ne-am gândit să dorim un guvern militar. Scuză-mă, domnule, am auzit că ai cerut justiția. Te înțeleg, vrei să salvezi tovarășii. Dacă insistați, suntem de acord cu civilii în guvern, dar fără portofolii, majestate. Excelență, o răsturnare implică o amnistie politică. Am prevăzut totul. Avem și o proclamație către țară. Am să studiez. Am schițat și eu una, majestate. Mă voi gândi. Iar în privința civililor în guvern, noi insistăm. Tovarășii dumneavoastră sau rușii? Domnilor, vă mulțumesc. Majestate, dacă îmi permiteți. Da. Știți măcar în regulile conspirației mai avem și noi ceva experiență. Începând de azi până sâmbătă 26, toți cei implicați trebuie să se dea la fund. Nu e un termen protocolar, dar... De acord. Domnilor, ați auzit. La fund. Dacă regele a spus la fund, atunci să-l bem până la fund. Se pare că Maniu, Brătianu și ceilalți șef de partide l-au convins pe rege să facă un guvern de coaliție, sub comanda mareșalului, pentru semnarea armistițiului. Ce era una asta? Ionele, gândește-te. Propunerea nu era. Regele nu trebuie să se amestece în politică. Azi politica o fac eu. Și vreau ca el să nu fie angajat cu nimic. Cât despre domnii politicieni, aștept un răspuns de la Maniu și Brătianu chiar în această dimineață. De ce iarăși tu singur să-ți iei întreaga răspundere? Lăsați-mă în pace că știu eu ce am de făcut. Intră! Nimic de la Stockholm? Nimic. Vezi? Și-ți promisesem că azi fac pace. Numai că pentru încheierea unei păci trebuiesc cel puțin 2, ca în dragoste. Bună ziua! Nu-l putem lăsa să ne scape. Pe 26 nu va mai fi aici. Nu te aud, vorbește mai tare. Zic! Azi sau niciodată, atât îl mai avem în mână. Sire, îl miros, îl dibuie, îl știu. Nu degeaba ne suntem unul altuia la fel de antipatici. Dacă se duce pe front, ăsta va avea ambiții și ne duce în catastrofă. Își închipe că poate să-i oprească pe ruși. Mă înțelegeți? Pe ruși. Până când îi vor aproba toate condițiile.
este foarte greu. Ți-le chemați la palat. Și pe el și pe Ică și arestați. N-avem de ales. Dar am hotărât cu toții altfel. Dar întoarcerea lui pe front dă totul peste cap. Sire, decideți. Ori, ori. Și de ceilalți cum dăm? Care ceilalți? Regele decide. Bine. Chemați-l la palat. Acționați prin Ică. Noi vom fi aici cu echipa, majestate. Iar majestatea voastră, împreună cu cei doi Antonești și cu domnul general Sănătescu în cabinet. Ușa rămâne întredeschisă. Când veți ridica tonul și veți spune cum? Sunteți destituit. Restul lăsați pe noi. Îi vom închide în camera safe de sus. Pereți metalici, ușă blindată. Domnilor, să fim înțeleși. Asta rămâne ultima soluție. Absolut ultima. Când toate celelalte căi vor fi epuizate. Țire? O cablogramă de pe front de la colonelul Dragomir din comandamentul armatei a patra. Deși mi-a fost adresată mie, vă prezint. Dacă nu primim în cursul zilei de astăzi instrucțiuni scrise, ne vom lua dezlegarea să acționăm cum credem de cuvință. Este cazul să rezolvați. Puteți conta pe absoluta noastră credință românească. Nu-mi place tonul. Sună ca un ultimatum. Ca un pronunciament, sire. Ce veți să fac cu oamenii? Sunt urmăriți de tancuri rusești? Să nu uite că sunt soldați. Cheamă-l pe Bulă. Aici nu s-a mai umblat de la cutremur din 40. Ajută-mă! Ți se va spune ce ai de făcut. Asta e cheia. Ai trei încuietori. Una, două, trei. De aici se închide. Ai grijă de ea, nu dai la nimeni. Am înțeles, majestate. Sire. Domnule prim-ministru. Am o misiune ingrată. Știu ce mă așteaptă. Cade capul aducătorului de vești proaste. Mareșalul nu poate da curs audienții solicitate. Vă rog să-l scuzați. Comiteți o confuzie, domnule profesor. Mareșalul a fost convocat. Nu i s-a acordat o audiență. Iar la o convocare a regelui se răspunde necondiționat. Dacă majestatea voastră mi-ar acorda o audiență strict particulară, vreau să spun între patru ochi. Luați loc. Vă ascult, domnule profesor. Mareșalul nu vrea să vă implice într-o problemă pe care vrea să o rezolve singur. Nu va veni la palat. Eu am o soluție de urgență. Vreau să știți primul că demersurile din Ankara se anunță fructoase. Dacă aș avea onoare să primesc în alta misiune regală de a mă deplasa acolo. Unde? La Ankara. Când? Acum. Cu ce? Am un avion, totul e pregătit. Plus în alta împuternicire regală pe care nu trebuie decât să o semnați. Și mareșalul Antonescu știe? E o inițiativă proprie. Nu. Nu știe. Mi-ați fost profesor de drept roman. Știți cum se cheamă asta în limbaj juridic? Majestate, nu m-ați înțeles bine. Domnule profesor, protocolul impune în astfel de situații formula majestate, scuzați-mă, nu m-am exprimat eu bine. Domnule general Sănătescu, sună-l pe mareșal și fă-l să vină aici. Acum. Alo? Tu ești Davidescule? Aici generalul Sănătescu. Dă-mi-l pe domnul mareșal la telefon. E ceva urgent. Mildă. Nu-l mai tot rugat, domne. Poruncește-i numele majestății sale să vină aici. Știu eu cum să-i vorbesc. Ce se întâmplă, Ionescule? Nu se întâmplă nimic deosebit, domnule mareșal. Majestatea sa vă așteaptă.
Bine. Să trăiești, măria ta. Luați loc. Nu vă cer explicații. Faptele vorbesc. Fără a mă consulta, ați decis singur continuarea războiului. În pofida faptului că întregul front se prăbușește. Măria ta. Nu continuarea războiului, ci obținerea unui moment favorabil, prin luptă, dacă nu se poate altfel, care să ne permită un armistițiu și nu o capitulare fără condiții. Bine, dar trupa nu mai vrea să lupte. Tocmai de aceea plec acolo. Dacă am șansa unei singure victorii care să-i oprească pe ruși, aceștia vor prefera un armistițiu. Am trimis o notă cu amendamentele noastre. Ce amendamente? Măria ta. Nu mai spuneți măria ta. De cum să vă spună? Forma corectă de apelațiune este majestatea voastră. În sfârșit, spuneți cum vreți. Reiau. Nota a fost prezentată azi în Consiliu. Evitarea devastării țării, evitarea dezonoarei armatei române, respectarea administrației românești. Problema Basarabiei și a Bucovinei de Nord să fie rezolvată la sfârșitul războiului. Plata daunelor să nu depășească posibilitățile țării. Cam asta ar fi. Mai erau și daunele recuperabile de la nemți. Asta după semnarea păcii, la încheierea conturilor finale. Peste toate, în mod evident, condiția supremă. Nerecunoașterea dictatului de la Viena, implicit realipirea Transilvaniei de Nord. Credeți că puteți obține toate aceste condiții? Așteptăm un răspuns de la Moscova, prin Stockholm. Pentru asta m-am întors ieri de pe front. Dar în așteptarea răspunsului trebuie să luptăm. După informațiile mele, în afară de Stockholm s-a mai acționat și în alte direcții. Eu le-am facilitat pe toate, în mod deliberat, fără să întreb de ce ele se duc fără mine. Le-am spus și domnilor Maniu, Brătianu, Titel Petrescu. Încheiați dumneavoastră armistițiul. Nu vă fac nicio opoziție. Dimpotrivă, vă dau tot concursul. Devin soldat și execut ordinul primit. Luați conducerea. Răspunsul dumnealor a fost întotdeauna negativ. Aș nuanța puțin. Răspunsul lor a fost: Antonescu a vrut țara în război, Antonescu s-o scoată. O scot, dar nu oricum. În niciun caz cu bolșevizarea României. Eu nu dau țara pe mâna rușilor. Chiar credeți că i-ați putea opri pe ruși? Da, avem un astfel de plan. Care, dacă nu se realizează, totul se va transforma într-o catastrofă națională. Trebuie încheiat armistițiu. Vreau garanții. Și dacă nu le voi avea, voi continua lupta alături de trupele germane. Nu sunt de acord cu atitudinea dumneavoastră. Veți cere armistițiul. Imediat. Îmi voi alege singur momentul. Nu trebuie să fiu învățat. Vă rămâne o singură soluție. Demisia. Să-mi dau demisia și să las țara pe mâna unui copil? Niciodată. Acu. Taci. Nu mai am țigări. Vă rog să mă scuzați. Dă-mi un pahar cu apă. Nu mai lăsa să vizie timp. Ori, armistițiu acum, ori demisia pe loc. Știți formula? Nu cedați. Duceți-vă ce mai stați. Îmi pare rău că nu vă dați seama de situația în care vă aflați. Nimic nu mă poate convinge să-mi schimb planurile. Voi continua războiul.
În această situație mă simt obligat de a ține seama de voința poporului meu. Și voi lua personal măsuri de salvare a țării de la dezastru. Am hotărât să încheiați armistițiul chiar astăzi. Iar dacă refuzați, vă ordon să demisionați. Acum. Nu primesc ordine de la nimeni. Eu sunt cel care hotărăște în țara asta. Atunci sunteți destituit. Majestate, la ordinele dumneavoastră. Executarea. Din înalt ordin sunteți arestați. Ce faci, mă? Un plutonier pune mâna pe conducătorul statului? Ce-i asta, Sănătescule? Viu la voi ca un om cinstit și mă tratați ca pe un bandit? Ce faceți, mă? Luați mâna de pe domnul mareșal! Am spus? Executarea! Tâlharilor, mâine o să fiți spânzurați cu toții. Vezi cum faci și scoate mașinile angărneștilor din fața palatului. Dublează pretutindeni din gărțile. Păi din escortă găsești un pretext și dezarmează-i. Hai, executarea. Am înțeles. Stai, liniștește-te. Nu te mai agita atâta. Consume aerul. La ora asta trebuia să-l primim pe Clodius. Ce importanță mai are? Vor da alarma și ne vor scoate de aici. Credeți? Nu pot crede că nemții și armata mea mă vor părăsi. Cu deplină încredere în viitorul neamului românesc, să pășim hotărâți pe drumul înfăptuirii României de mâine, a unei românii libere, puternice și fericite. Crezi că ai ieșit bine? Corect, majestate. Intrei în registră, scoate-mi una bună. Unde e Sănătescu? L-așteaptă. Eu mai duce personal să-i caut pe șefii de partide. De acord. Să mergem. Îmi pare rău, nu i-am găsit pe șefii de partide. Domnule general Sănătescu, n-am ce să face. Te pun în fruntea guvernului. O să ne sfătuim în privința portofoliilor. Maniu, Brătianu, Titel Petrescu, Pătrășcanu, toți miniștri, fără portofolii. Cum a propus Maniu. Pătrășcanu, putem să lăsăm provizoriu ad interim la justiție. Aldea, la interne. Buzești, ai experiență diplomatică, preiei externele. Mai vreau vreo 10 generali. Generalul Mihail. L-am văzut jos în piață, l-am chemat aici. Șef al Marelui Stat Major, ce spui? Da, majestate. Și eu? Baroane, te fac mareșal. Al curții regale. Majestate, la toate ne-am gândit, numai la ce facem cu ea de sus n-am stabilit nimic. Unde-i vârâm? Aici prevăd că situația începe să se complice. Mă gândesc. Trei la ușă cu arma străină. Nu mai putem respira, ne sufocăm. Poftiți. Pe noi degeaba vă supărați. Ordinul e ordin și când vine de la cine vine, nu mai încape tocmeală. O să primiți apă, țigări, hârtie și două scaune. Fii cu ochii în patru, dacă te atacă, tragi. Da, un moment. Așteptați, vă rog. Cine e? Ambasada, domnule von Killinger. Von Killinger. Cum? Mareșalul și domnul ministru? Nu se poate. Cine mai e acolo? Fiți calm, domnii mei. Îi cunosc bine pe români. Asta nu poate fi decât un mic episod de operetă. Viu imediat. Îmbracă-te, Hela. Plecăm. Dar ce? Ce s-a întâmplat? De mai bine de 3 ceasuri, Antonescu și câțiva miniștri au fost convocați de rege la palat. Nu este exclus să fi fost arestați. Bine, dar e o simplă supoziție, nu? Și dacă nu e? Nu, Hela. Asta ar fi o nebunie. Nici nu pot pune problema ieșirii României din război în condițiile actuale. Asta pentru noi ar fi un dezastru.
Dar ridică bagheta. El aveți ce facă și aici, ridică o baricadă. Da, cred că da. Am senzația că pătrunul vă pulsă de șoareci. Dragă Manfred, nu știu ce-i cu tine, nu te mai recunosc. O să găsiți voi alt Antonescu, nu? La Berlin avem destui. Dar n-au trecut nici 3 săptămâni de când l-am asigurat pe Führer că în țara asta nu se mișcă nimic fără ca el să știe. Nu vă supărați, așa sunt ordine. 20 de minute afară, 20 de minute înăuntru. Puteți să luați și scaunele. Ciudat. Până acum n-a reacționat nimeni. Ce credeți? Acum știu ce mă rămâne de făcut. Domnule Mareșal, timpul nu-i pierdut. Bate mănușe și le spunem că sunteți de acord. Deși sunt român și eu, spre deosebire de voi, eu vreau să rămân consecvent în onoarea mea de om și de militar. Nu vă supărați, dar trebuie să vă reamintesc că după prima întâlnire cu Hitler a spus e un om mare. După convorbirea din 5 august a spus e un nebun. Vreți să rămâneți alături de un nebun? Am de ales între un nebun și niște lași și trădători. Prefer să rămân de partea primului. Te rog, ia legătura cu palatul și cere imediat audiență la rege. Da, am înțeles. Orice consecințe ar avea pentru noi, trebuie să anunțăm cartierul general al Führerului și pe Friesner pe frontul Moldovei. În ce mă privește? Cu câteva tancuri, o baterie de tunuri și o escadrilă de bombardiere, fac ordine în orașul ăsta. Dar vreau un ordin scris. Cu atât mai mult cu cât eu răspund și de petrolul românesc, care este indispensabil armatei germane. Majestatea sa vă așteaptă. Heil Hitler! Bună seara, domnule ambasador. Cărui fapt îi datorez solicitarea atât de intempestivă a acestei întrevederi? Majestate, ambasada Reichului a fost sezizată de arestarea mareșalului Ion Antonescu și a vicepreședintelui Consiliului de Ministri, domnul Mihai Antonescu. Regret, domnule ambasador, că dați crezare zvonurilor. Majestate, sunt aici pentru a vă întreba, în numele Führerului, a fost arestat mareșalul? Domnule ambasador, în loc de zvonuri vă recomand să ascultați radioul. La orele 22 se va difuza un comunicat. Să înțeleg că domnul mareșal este bine sănătos? Dacă asta vă liniștește, vă asigur că mareșalul este sănătos. Majestate, mareșalul se află acum în palat? Regret, dar n-aș putea spune unde se află acum mareșalul. Să înțeleg că domnul mareșal și-a dat demisia? Vă rog doar să înțelegeți că la orele 22 se va difuza la radio un comunicat important. Majestate, cred că vă dați seama că nu sunt nici credul și nici idiot. Vreau doar să vă avertizez că în cazul unor defecțiuni din partea palatului, riposta noastră va fi necesară pentru normalizarea situației în România. Domnule ambasador, nu este prudent să proferați amenințări înainte de cunoașterea realităților. Amănuntele diplomatice le veți putea discuta ulterior cu domnul prim-ministru Constantin Sănătescu și cu noul nostru ministru de externe, domnul Mircea Niculescu Buzești. Deci, guvern nou, fără informarea noastră ca aliați și, presupun, contra noastră. Asta se transmit Führerului. Majestate, vă dați seama de ce va urma? Domnule ambasador, vă rog să-i transmiteți Führerului să profite de ocazia pe care îi ofer pentru a-și retrage neîntârziat și fără violență trupele din țară. În felul acesta puteți păstra în poporul român un prieten, ne transformându-l într-un inamic redutabil prin represaliile cu care ne faceți onoarea să ne amenințați. Cu aceasta vă rog să considerați audiența încheiată. Nu prea m-a ajutat. M-ați lăsat singur. Ați fost formidabil, sire. Și iată că făcurăm noi ceea ce a vrut să facă Antonescu. Cum adică? Doar i-am spus lui Hitler
că noi ne retragem din război și ei să plece în ordine și fără represare. Doar asta vrea și Antonescu, nu? Majestate, au venit. Sunt la ușă. Pătrășcanu cu încă unul, inginerul Ceaușu. Maniu, Brătianu, Titel Petrescu? Nu i-am găsit, majestate. Am primit o informație că la Balad ar fi intrat niște reprezentanți ai comuniștilor. Știi ceva? Știu eu mai multe, dar de data asta sunt cam îngrijorat. Și de soarta mareșalului și de-a noastră. Ce ați făcut, majestate? Ne-ați nenorocit. Domnule Pătrășcanu, nu vă înțeleg surescitarea. Dânsul cine e? Iertați-mă, n-am făcut prezentările. Inginerul Ceaușu. Alias Bodnarenco sau Bodnăraș. Fost ofițer, condamnat, dezertor, reîntors de curând din Uniunea Sovietică. Ați uitat, domnule Stârcea, că armata sovietică e la 300 de kilometri de București. Că dumneavoastră aveți nevoie de noi și nu invers. Reprezint Partidul Comunist Român împreună cu domnul Pătrășcanu. Partid care reprezintă într-un fel pe sovieticii învingători, chiar dacă nu numără nici măcar 800 de membri. Domnule Pătrășcanu, te felicit cu ocazia cooptării în guvern. Deții portofoliul justiției. Vă mulțumesc pentru încredere, majestate. În această nouă calitate, ce facem cu cei doi prizonieri, care trebuie puși în deplină siguranță? Antonești? Am stabilit că pentru paza lor e nevoie de o gardă. Să nu se întâmple ce s-a întâmplat cu Mussolini, care a fost salvat de nemții lui Scorțeni. Brătianu a spus că nu are oameni pentru așa ceva. Maniu a spus că ne-l dă pe Ilie Lazar, garda lui de corp. Dar acum nu e nici domnul Maniu, nici Ilie Lazar. Oameni avem noi. Luăm asupra noastră această problemă. Odată cu asta vă luați o răspundere morală. Sper că vă dați seama de importanța ei. Nu vă faceți griji. N-aș vrea ca mareșalul să cadă pe mâna sovieticilor. Îi luați acum? Vom veni după ei chiar în noaptea asta. Domnilor, situația e gravă. Dar să nu stârnim panică. Ion Antonescu și majoritatea guvernului au fost arestați. Mă rog, nu mi s-a spus asta, dar se subînțelege. Oricum, trebuie să anunțăm Berlinul. Frisner. Aici Hansen. Vezi proaste. Am auzit ceva, vreau precizări, n-avem timp de pierdut. E adevărat că Ion Antonescu a fost arestat? Von Killinger a fost la rege. Acesta a confirmat noul guvern, care dorește să facă armistițiu cu rușii. Nu intenționează însă să lupte împotriva noastră. Așa credeți voi. Aici, pe front, situația este catastrofală. Trebuie să preluați imediat inițiativa. Gândiți-vă că întregul grup de armate Ucraina de Sud rămâne fără posibilitate de retragere. Da, dar așteptăm un răspuns de la Führer. Cu cine ați vorbit la Berlin? Gerstenberg a vorbit chiar cu mareșalul Göring, care l-a sfătuit să nu întreprindă nimic și să aștepte ordinele Führerului. Am să vorbesc și eu cu cartierul general. Dar țin să vă atrag atenția că timpul pe care îl pierdeți este categoric irecuperabil. Peste câteva ore situația va fi alta. Mă pierdusem în valul de lume. Auzeam în urma mea hohote. Râdeau toți, cum se râde acolo primăvara. Atențiune! Lăsați aparatele deschise. Vom transmite un comunicat important către țară. Ce se întâmplă? O întrerupere. E nemaipomenit. Atențiune! Lăsați aparatele deschise. Vom transmite un comunicat important către țară. Români, în ceasul cel mai greu al istoriei noastre, am socotit, în deplină înțelegere cu poporul meu, că nu este decât o singură cale pentru salvarea țării de la o catastrofă totală. Ieșirea noastră din alianța cu puterile Axei și imediata încetare a războiului cu Națiunile Unite. Români. Aud pentru a treia oară. A tot ascult sire și nu știu ce lipsește. Eu mă tot gândesc ce l-a făcut pe Pătrășcanu să spună cheamă norocit. Ce-a vrut să spună cu asta?
Le-ați luat iarba de sub picioare, sire. Oricum comuniștii își vor revendica paternitatea actului, chiar dacă nu erau de față. Ei erau pregătiți pentru data de 26, când totul s-ar fi petrecut sub supravegherea lor. N-aș vrea să părăsesc acum Bucureștiul. Trebuie. Țara are nevoie de un rege viu. Mi-ar place să fiu acum pe stradă, cu lume. Mă tem că strada va trebui să plătească această plăcere. Grăbiți-vă, sire. Intră! Putem intra, majestate? Da, poftim. Spioni, cestele, importări și mețian. Se scoate de la jandarmerie, se aducă imediat aici. Pe plec. Și cu Hansen și Gerstenberg, ce facem? Au cerut să fie primiți. Să-i primească Sănătescu. De Hansen îmi pare rău. Gerstenberg, să-i spui lui Sănătescu să fie ferm și să-i convingă că nu avem nevoie de vărsare de sânge. Au 3 zile să părăsească țara. Am înțeles. Am primit cea mai grea lovitură. Tot spatele frontului a căzut. Și poate și mai rău. Va porni împotriva noastră. Am cerut germanilor să părăsească țara în 3 zile. Gerstenberg a pretins o escortă care se treacă prin punctele noastre de control la ieșirea din București. Și le-ai dat-o? Da, nu știu dacă am făcut bine, dar și-a dat cuvântul de onoare. Gerstenberg și cuvântul de onoare. Țire? Până acum n-au tras în palat, dar de aici înainte ne putem aștepta la orice. Părăsiți palatul. Rămânem noi. Deci avem 22 de divizii împotriva 60. Herr General, Führerul mă numește comandantul suprem al tuturor operațiunilor din România. Felicitări! E o mare răspundere, dar și o mare onoare. Onoare? Onoarea mea e fidelitatea. Iar fidelitatea mea în acest moment este de a evita căderea armatei germane pe care o conducem într-una din cele mai mari catastrofe ale acestui război. Domnule general, legătura radio cu București a fost întreruptă. Țire, vă vom ține la curent cu tot ce se întâmplă. Credeți că e bine să-l dăm pe mareșal pe mâna comuniștilor ăștia? Domnule general, ești prim-ministru. Vei hotărâ singur ceea ce ai de făcut. M-am gândit și cred că nu este bine ca eu să mă implic în această problemă. Important e să fie într-un loc sigur și secret. Permiteți. Da, dar pe scurt. Comandantul de brigadă SS Hofmeier raportează că întâmpină greutăți în executarea ordinului de a ataca Bucureștiul. Nici nu mă așteptam la alt răspuns. O radiogramă de la București. E de la domnul general Hansen. Nimic nu ne oferă șansa unui succes militar sau politic. În schimb, situația grupului de armate poate deveni chiar periculoasă. Întrebarea este dacă Gerstenberg va acționa înainte ca să primească un răspuns de la Führer. Trebuie să facem ceva. 2 telegrame. Flotei a 4-a aeriene. Să nu întreprindă nimic împotriva românilor dacă nu vor fi atacați. Să aștepte noi ordine. Am înțeles. Domnule general? Eu sunt domnule general Ceaușa. Ah, domnul Bodnăraș. Nu știam ce s-a întâmplat. Am adus de la palat o dubă și un șofer. Suntem gata să-i preluăm. Sunteți înarmați? Bineînțeles, avem revolvere. Dar ar fi bine să ne dați pistoale automate. Cred totuși că domnul mareșal și prizonierii pe care deținem în palat ar fi mai în siguranță într-o unitate militară. Domnule general, glumești. Am venit să preluăm prizonieri așa cum ne-am înțeles. Aș vrea să-mi dați cuvântul de onoare. Avem un loc foarte sigur. Totul a fost pregătit în cele mai mici detalii. Unde sunt? Dă-mi ofițerul de serviciu. Ce faci, omule? Dacă nu știi să umbli cu armă, de ce pui mâna pe ea?
Credeți că ne împușcă? Totul e posibil. Dar nu pot crede că armata mă va părăsi. Poftiți afară. Ne împușcați? Nu vă împușcăm. Dacă vă supuneți ordinelor, nu vi se va întâmpla nimic. Urmați-mă. Domnule general. Domnule general. Da, spune. Am primit o notă telefonică de la UKV direct pentru dumneavoastră. Vă rog să mă scuzați. Citește. În legătură cu cererea dumneavoastră, a domnului general Hansen și a generalului Krollmann, ordinul Führerului rămâne în vigoare. Deci la Rastenburg am învins punctul de vedere al lui Gerstenberg. Un aviator. Cât e ceasul? 5, domnule general. Alo, Băneasa. Da, eu sunt. Alo, Băneasa. Aici postul de observație Otopen 2. O coloană germană puternică în armată se îndreaptă spre București. Domnule general, am ordin să nu las pe nimeni să intre în oraș. Domnule locotenent, dumneata, ești nebun? Nu vezi ce am înapoi a mea? Dați barigada la o parte. Hai, Onică, hai că se apropie. Majestatea sa a părăsit palatul în jurul orei 2. Ați fost căutați toată după amiaza de ieri. Mă mir. Mă mir, domnule general. Ieri la ora 14 am comunicat domnului Niculescu Buzești că aștept vești în strada Splaiu Unirii numărul 4. Tot acolo am fost găsit și de domnul Iorgu Ghica, trimis de majestatea sa, care mi-a comunicat arestarea domnului mareșal și a câtorva miniștri.
S-a fixat o întâlnire pentru astăzi, de dimineață la ora 5 și iată-mă. Dar nu aceasta este chestiunea, domnule general. Am aflat că ați predat unor neisprăviți pe mareșalul Antonescu, care se afla sub onesta custodie a majestății sale și care nu face obiectul unei asemenea proceduri inadvertente. L-am predat unei echipe trimise de Pătrășcanu, ca să fie ținut sub supraveghere. Mi-a fost teamă să-l țin aici. În seif s-ar fi sufocat. Da. Ați făcut o gravă eroare, domnule general. Regiunea petrolieră se află practic în mâinile noastre. La Ploiești, rafineriile se află sub controlul armatei române. În acest moment se dă atacul decisiv asupra comandamentului aviației germane, unul din ultimele puncte de rezistență din capitală. General, armata sovietică, printr-o înaintare prea rapidă, s-a depărtat de fronturile de asigurare, ceea ce a obligat la o oprire temporară. Românii se retrag în dezordine. Divizii întregi sunt luate în prizonierat de sovietici. Noi am început executarea planului de retragere. Până la căderea nopții, toate marile unități sunt în mișcare. Nu se mai sfârșește ziua asta. Thank you.
Cum stă? Exact cum s-a prevăzut. Majoritatea celor 92 de puncte de rezistență germane au fost anihilate. Numărul prizonierilor se ridică la mii de subofițeri și ofițeri. Majoritatea aerodromurilor de pe care puteau decola bombardierele germane sunt acum în mâinile noastre. Ce propune comandamentul militar al capitalei? Domnule general, pe cât se poate fără vărsare de sânge. Dar asta depinde și de von Killinger. Führerul a ordonat distrugerea Bucureștiului și iată ce a ieșit. Domnilor, în zadar l-așteptăm pe Gerstenberg. Nu m-aș mina să fi căzut prizonier. Dacă îmi permiteți, aș aminti că ați dat asigurări armatei române că nu veți trece la ostilități. Dacă ne-am fi retras în ordine cum ne-au propus... Ei nu mi-au spus la palat că Antonescu e viu și nevădămat și l-au arestat. Noi avem o onoare, domnilor. Și acum vă rog să mă lăsați singur. Domnilor, trebuie să luăm legătura cu Friesner. Domnule Pătrășcanu, ca președinte al Comisiei de Armistițiu și ministru al Justiției, trebuie să vegheați asupra legalității fiecărui articol al armistițiului pe care îl veți semna la Moscova. Siren, legea învinsului nu se potrivește niciodată cu legea învingătorului. Nu accept să aveți acolo mentalitatea de învinși. Să nu se uite tot ceea ce am făcut noi și că am fost singurii care ne-am curățat țara de nemți. 20 de divizii germane au căzut datorită acțiunii noastre. Acestea sunt realități care trebuie să ni se recunoască. Dacă îmi permiteți, maestate, chiar și rușii au recunoscut că, în ciuda alertei în care intraseră serviciile de spionaj hitleriste, pe plan politic și militar, ele n-au reușit să afle nimic despre lovitura noastră de stat. Am acționat în disperare de cauză. Și n-a fost chiar o nenorocire, cum ați spus dumneavoastră în seara zilei de 22, domnule Pătrășcanu. Mâna providenței. De mâna stângă a providenței, sire. Sper că nu vă deranjează acest mic detaliu. Apreciez umorul. Detest însă însușirea meritelor altora. Mă refer în primul rând la armata română. Domnilor, să nu uitați că acolo unde vă duceți, angajați România, Dumnezeu știe pentru câte decenii. Sire, să nu uităm de acțiunile armatei roșii în Moldova. În mod sigur și lucrul ăsta însemna salvarea noastră. Armata roșie de care vorbiți, domnule Pătrășcanu, a luat peste 100.000 de prizonieri români după 23 august. Vă conjur să uitați culoarea politică pe care o reprezentați. Altfel suntem pierduți. Sire, înainte de a fi comunist, sunt român.